Bună ziua tuturor! După cum vedeți, suntem pe șantierul lotului 3A0 Sud. Aici cei de la MSI au început să monteze dispozitivele pentru coborârea tabilierului metalic pe dispozitivele de reazem. Vom merge pe șantier să vedem cam cum a evoluat în ultima săptămână. După cum vedeți, aici au continuat să facă umplutură în spatele pilierilor. Au adus în șantier predalele care urmează să fie montate peste tablierul metalic imediat ce tablierul va fi coborât pe aparatele de reazem, așa cum v-am spus. Aici suntem la intersecția dintre A0 și A1, București-Pitești. Vom merge pe șantier, așa cum v-am spus, să vedem evoluția din ultima săptămână. Au adus toate predalele care urmează să fie montate. Sunt și aici, pe această zonă, spre Ciorogârla și dincolo, spre Dragomirești. Acestea vor fi montate în mai multe etape, în așa fel încât să se monteze prima dată pe deschiderile laterale, ulterior pe deschiderea centrală, la un moment la care se va și devia traficul, așa cum a fost deviat când s-a montat tablierul pe zona centrală. Sunt cu domnul Davide, unii dintre responsabilii de șantier ai antreprenorului. Mergem mai departe pe șantier să vedem ce s-a mai lucrat și ce se lucrează în acest moment. Este o oră la care ar trebui să se lucreze în majoritatea zonelor. Acolo se lucrează la terasamente pentru bretelele de conectare cu A1, acolo spre Mag și dincolo spre București. Hai mai departe. Acolo a fost instalată o nouă stație pentru producerea balastului stabilizat în proximitatea șantierului. După cum vedeți, aceasta produce. Sunt mașini care aduc materiale și care încarcă materialul produs de stația de asfalt, de beton. Poftim? Merge pe sectorul 2, că se întinde stabilizat acum. Da, aici este un depozit de balast în care se încarcă și se transportă material pe șantier. Au șterneți stabilizat dincolo de autostradă, da, spre Dragomirești. Da, da. Mergem acolo? Hai să mergem să vedem. Mergem acolo. O să ieșim din șantier, mergem pe drumul județean peste autostradă, peste A1 către Zoița. Aici pe acest pasaj s-a finalizat armarea plăcii de suprabetonare și a fost și turnată placa de suprabetonare săptămâna trecută. Și în momentul acesta se montează lisele prefabricate stânga-dreapta pasajului pentru a se putea turna și ultima
partea de trotuar. Să reintrăm în șantier imediat. Intrăm dinspre drumul județean dintre Ciorogârla și Joița, în partea dreapta A1, sensul de mărți București spre Pitești. Mai este aici încă un tronson care face legătura, care va face legătura și cu drumul județean care vine dinspre Dragomirești, deal spre Joița. Acesta este corpul autostrăzii. Intrăm imediat în șantier. Ce zona de balast stabilizat? Da. Asta este făcut anul. Nu, acum. Ieri și astăzi sunt acolo, Da, și acolo unde produceți la stația aia de betoane, aduceți aici, da? Da. Asta a fost făcut anul trecut, asta trei un test de anul trecut. Asta este partea de asfalt de test care a fost așternut în toamnă. Și asta s-a făcut astăzi, stabilizatul ăsta. Asta e turnat astăzi, e prospect. Să oprești la capăt acolo și capăt acolo ce se întâmplă. Se lucrează și acolo. Până în capăt atunci. Era peste tot. Stabilizat. Asta, vedeți, asta era până ieri, de aici am făcut astăzi. Asta nu este ce s-a... Mulți, dar la sfârșit. Ce s-a așternut astăzi ca și balast stabilizat, să mă oprește acolo unde se face compactare. Da. Grader mai întinde, dacă doriți, merge până unde schimbă. Asta e producția de astăzi, ce vedeți. Este un toprometrist care măsoară cât s-a turnat. Autogrederul care, de fapt autogrederele care întind și buldozerul, autogrederele sunt comandate prin GPS, da? Da, cu sistema 3D. Sistem 3D ca să... controlul streatului, ca să iasă la capacitatea corectă. Deci acum suntem pe porțiunea din dreapta, în sensul de mers București spre Pitești, dreapta autostrăzii A1, unde va fi o intersecție cu drumul județean și unde va fi și juncțiunea cu lotul 1A0 Nord spre DN7, DN1A și DN1. Haideți să mergem mai departe. Acesta este un, aici se spune balast stabilizat, este statul care ulterior se compactează. Este statul suport pentru statul de asfalt. Ceea ce se vede sus pe autogreder, acel sistem, este sistemul care comandă așa fel încât
straturile să fie uniforme și cele proiectate la nivel de grosime. Haideți să mergem mai departe, în continuare, dincolo de A1 spre... Da, întoarcem și mergem dincolo. Cam câte tone de stabilizat, de balast stabilizat puneți pe zi? Punem și 4500 pe zi. Acum facem o medie de 3000, zicem o medie de 3500. Medie de 3500 de tone pe fiecare zi. Da, da. Aveți două stații? Da. Vom ieși din nou din șantier, vom merge din nou pe drumul județean. Ne întoarcem spre comuna Ciorogârla pentru a continua vizita în șantier spre Clinceni, Domnești, Bragadiru. Bragadiru este punctul în care se face juncțiunea cu lotul deja dat în trafic în proximitatea DN6. Care ne-a asigurat accesul în șantier dinspre drumul județean. Acolo este un depozit de piatră spartă, concasată, care este folosită la bazinele pentru retenția apei pluviale și gabioane. Prezent? Aproape 300. Aproximativ 300 de muncitori prezenți în șantier. Tot vin mașinile cu balast stabilizat. Este un drum județean foarte circulat. S-a dezvoltat zona logistică foarte mult pe stânga-dreapta autostrăzii A1, motivul pentru care am și promis și am și demarat de fapt procedurile pentru a realiza cea de-a treia bandă pe autostrada A1. În așa fel încât cel puțin tronsonul până la Bolintin să-l facem rapid după ce se finalizează A0. Intra imediat în șantier. Din păcate, până nu se realizează placa de suprabetonare peste A1, acolo trebuie să ocolim pe drumul județean să ieșim din șantier. Dar după ce va fi realizată, putem să mergem doar pe șantier, de la un capăt la celălalt. Deci, în partea dreaptă se lucrează la taluz, profilarea pământului vegetal
peste taluz. Vreau să vă întreb că nu mai mergem până la podul peste Ciorogârla, la placa de suprabetonare, s-a turnat? Nu, încă nu. Când o turnăm? Săptămâna la sfârșitul săptămâna asta sau cel târziu, începutul săptămâna viitoare. Deci e așa timp, greu? Lipsește niște documente pentru aprobare de grinț. Din punctul de vedere tehnic, e pregătit de turnare. Da, după cum știți, aici ocolim puțin pe drumul județean prin Ciorogârla pentru a merge și a ne intersecta din nou cu autostrada, acolo unde autostrada supra traversează drumul județean care merge spre Polintin. La fel, pentru că nu avem placa de suprabetonare pe podul peste Ciorogârla, nu putem să mergem pe corpul șantierului, o să ocolim pe drumul județean din proximitate. Cam câte? 160 de utilaje sunt în șantier, plus camioane care transportă materiale, peste 200. Înțeles. Stații de asfalt câte aveți în funcțiune pentru una asfalt? Una în funcțiune și una în fază de aprobare. E operativă, mutată. Cum? Și mai avem una aprobată. Deci o să funcționați cu două stații de asfalt? Da. Și una de rezervă. Și una de rezervă. Amândouă sunt în șantier sau în... Două sunt în șantier și una e la 20 de km. Cel mai bine să le aveți cât mai aproape de șantier, să nu transportați departe materialele. Da. Da. Și insist să folosiți cântarele pe care le aveți la intrare în șantier pentru a cântări materialele care intră. Sunt foarte bine că trebuie să protejăm infrastructura existentă, să nu supraîncărcăm camioanele. Să le verificați la intrare, așa cum v-am cerut. Și să, mai ales că a venit, vine timpul cald, să transportați cu preponderență noaptea materialele. Că ziua este mai vulnerabil asfaltul existent. Aglomerat, în care venim repede în șantier, dar e un pic de aglomerație pe drumul județean. Există trafic de tranzit și pe acest drum județean. Sunt destui care ocolesc centura capitale și vin pe drumurile județene ca să tranziteze această zonă București-Ilfov. După ce va fi dat în trafic autostrada de centură și pe acest sector, acest trafic de tranzit pe centura capitalei și pe drumurile județene din proximitate va fi preluat la nivel de autostradă. Asta e motivul pentru care am zis că e cel mai important lot pe care l-avem de dat în trafic și e motivul pentru care vin destul de des aici.
șantier? Da. A adus materiale, facem protecția de taluz și sfert de con la culea 1 de la Ciorogărna. La culea de la podul peste Ciorogărna, da? Da. Acum vom reintra în șantier, vom merge destul de mult, pentru că nu mai avem așa ocolierii lungi ale șantierului. Reintrăm în șantier fix după râul Ciorogârla, la culea din... Culea 1, așa cum zice Davide. Aici avem deja un fir cu balast stabilizat și primul strat de asfalt așternut. Aici chiar două straturi. Aici pe celălalt fir sunt e balast stabilizat și două straturi de asfalt. Văd că v-ați apucat și de partea de casiuri. Bandar de șanțuri pluviale. Da. Aici, pe zona asta, pe zona asta nu. Nu, aici pe partea stângă am început împrejmuirile la bazine de retenție. Aici deja e al doilea și am început ieri și merge destul de repede. Imediat e, și, și o noutate, ca să zic așa, a scăpat de firul de joasă tensiune de aici? Da, începe relocarea și începe să deschidem frontul pentru conturi. Deci aici era acel traseu de linie electrică de joasă tensiune care încurca șantierul, că a fost relocat între timp. Deci se poate avea continuitate la infrastructură. Acolo împrejmuire și bazinul de retenție, acea piatră de care vă spuneam că este folosită la bazinele de retenție. Păi, mai departe. 601. Aici e intersecția cu drumul județean Ciorogârla Buletin, 601. S-au lansat grinzi pe trei deschideri și acum facem ocolire să ai putem la... Nu, nu, că vine unul depășit. Aici ați montat o parte dintre grinzi? Da. Dar mai trebuie. Trebuie, da. Și când continuați? Lansam în continuare, în continuare. Da, lansați în continuare, dar am văzut că nu e nicio macara și de asta am întrebat. Continuați la terasamente, stratul de formă. Da. Ați început și aici la balast stabilizat? Da, da. Așternu și aici un tronson de cu balast stabilizat. Care sunt încărcate și transportate acolo unde se așternă corpul autostrăzii. Aici am început umplutura până la zona de siguranță de la Ogrezeni. Da? Da. Și așteptam carcase să începem și biluți. Ale limite zona de siguranță de la Vedut.
Noi am oprit aici. E chiar la limita zonei de siguranță, să nu intrați în zona nu de siguranță. Intram, a peductului. Și aici s-a relocat un cablu aerian, deja gata. Da, era în curs de relocare săptămâna trecută. Da, s-a finalizat. Ați finalizat relocarea, da? Acolo vedeți că trece în... în subteran. În les, da. Deci asta era încă un punct care era încurcat de o linie electrică de medie tensiune de data asta. Aici avem dreapta și stânga stabilizat pe dreapta lui stratului de asfalt. De stânga acolo stabilizat, s-a așternut stabilizat. Opa. Și aici două straturi de asfalt peste balastul stabilizat. Este un pasaj care supra-traversează autostrada. Aici mașina de piloți pregătită acolo pentru obrezenii. În momentul în care vine carcasa, ne apucăm de piloți. Pasajul acelea peste apeduct e un punct critic, trebuie să vă mobilizați la maximum acolo. Da. Deci la fel e un nou depozit de balast care e aprovizionat noaptea, iar ziua se încarcă de aici și se duce pe șantier. Transgaz finalizat. Aici era conducta de transgaz, văd că s-a finalizat, s-a acoperit. Nu tot, da. Săptămâna trecută se lucra în această zonă și era descoperit, era. Ca cum s-a ligat. S-a acoperit cel puțin în zona autostrăzii, nu vom mai încurca acum. Aici mai este un sector de asfalt și de stabilizat. Aici la fel, pe o parte balast stabilizat. Pe partea, aceasta, două straturi de asfalt peste balastul stabilizat. Important e că se lucrează la utilitățile astea, să nu, să nu vă mai încurce în continuitatea șantierului. Aici elemente pentru casiuri. Da. Se vine gata cu șantra pețiudale, casiu și bazin, descărcare și opritor. Mergem finalizat. Aici organizarea principală de șantier, unde este și stație de beton. Două stații de beton. Două stații de beton și o stație de asfalt încă nefuncțională, dar e funcțională, dar e în faza de aprobare. Faza de aprobare. Aici este zona unde se produc predalele și alte elemente prefabricate necesare în șantier. Ocolim puțin, că nu putem trece, la fel este un pod peste râul Sabar. Aici e un nou depozit de agregate. Acolo e un pod peste Sabar, la care la fel nu s-a turnat încă praca de suprabetonare pentru a putea avea continuitate în șantier. Ocolim, dar foarte puțin, în 2-3 minute suntem înapoi în șantier. Un minut. Două minute. Un. Aici se lucrează la destructură, la umplutură, la relocare, la tot. Pregătim placa sus pe pasaj. Lucrează la armătură?
Da. Și cealaltă macara ce face? Una cu predale, una cu fier și una la pasaj și una la... Ia să o oprești puțin. Sus, că se vede plan. Se vede sus. La macara. Am ajuns într-o zonă în care avem două structuri, una lângă alta. Aici este un pod peste râul Sabar, la care acum o săptămână încă se montau grinzile. Acum s-au montat plăcile predalele și se lucrează la armarea plăcii de suprabetonare. Dar acolo în capăt continuă montarea predalelor. Iar cea de-a doua structură este un drum care supra-traversează autostrada. Se lucrează la fel la placa de suprabetonare, dar și la rampa de acces spre culee. Cu mai multe utilaje. Ok, hai să mergem mai departe. Au, fă-le, fă-le, acum. Ai un cretin. Domnul inginer? Limbaj de șantier asta, ne scuzați. Ne scuzați. Din loc în loc aveți depozit de palat. Da, cum a zis, noaptea provizionăm ziua, cum a zis, pentru trafic, să nu avem probleme cu drumurile locale. Solicitat celor care avem șantiere, cel puțin în zona asta a capitalei, agregatele să fie transportate cât se poate de mult pe timp de noapte, pentru că oricum traficul este supraaglomerat, iar în șantiere vin... câteva sute de camioane în fiecare noapte. Dar trebuie să ieșim din corpul șantierului pentru că... Pe drum tehnologic. Mergem pe drum tehnologic. Acolo se lucrează la culea și nu mai e rampa de coborare cu fortenă. Prioritate la camioane? Că... Tot timpul. Au mai mult de treabă ca noi. E și mai mare. Da, bă, că aici ați realizat șanțul de canalizare pluvială. Da, și casiurile. La baza taluzului și casiurile. Și... casiurile, ca să știți, sunt acele. Preiau apa pluvială din rigola de acostament, de la marginea asfaltului, care este pe autostradă, și o dirigează către acest șanț la baza taluzului, șanț pentru canalizare pluvială, care la rândul lui dirigează apele către bazinele de retenție, ia încetinește un pic, prin aceste subtraversări ale autostrăzii pentru canalizare pluvială. După cum se vede, chiar este apa acolo sub care trece dincolo spre bazinele de pentru retenția apei. Aici s-a realizat ce vă spuneam și mai devreme acolo pe la Ciorogârla,
se pune strat vegetal peste balast, pe taluz și acesta se înierbează. Aici acele mașini au adus stratul vegetal, iar acel escavator cu acea cupă realizează acest taluz cu strat vegetal peste balastul care este deja pus în unghiul necesar. Aici acel escavator nivelează balastul și cu acesta, în așa fel încât cel din spate care vine cu pământul vegetal să aibă un strat uniform peste care să aștearnă pământul vegetal. Acum am ajuns la pasajul peste calea ferată. Aici săptămâna trecută continuau sudurile la tablierul metalic montat. El este montat în totalitate. Că sunt cu utilajele montate pentru a continua sudurile. Acum ieșim puțin din șantier și o să subtraversăm calea ferată pentru un pasaj existent. O să reintrăm într-un minut în șantier. 30 de secunde chiar acum. Fix. Avem o noutate, ca să zic așa, săptămâna aceasta. Au început să fie montate grinzile de beton pe acest pasaj. Este cel mai important pasaj din punct de vedere al structurii de pe acest șantier. E foarte multe deschideri. Pe zona centrală, acolo unde ați văzut, e tablier metalic. Pe restul sunt grinzi din beton. Câte ați montat? 9. Văd că lipsește. Nu, 10 și eu. Deci sunt toate câte 10 pe fiecare deschidere. Și mâine mergem în continuare cu deschiderea 2. Da, aveți pregătite să veniți în spate cu predale și cu toate. Nu le-ați văzut că sunt acolo jos. Da? Ok, nu, mergem. Așa fel încât pe măsură ce se montează grind să veniți cu predalele și cu începem, placa de suprabetonare în spate, să nu așteptați. Aici se vede bine bazinul de retenție cu canalizare care ați explicat înainte. Cred că aici am montat și separatorul. Nu, aici nu e separatorul. Da, e bazinul de retenție, deci acele șanțuri pluviale de la baza taluzului direcționează apă către aceste bazine de retenție, bineînțeles trecând intermediar printr-un filtru cu hidrocarburi. Este un separator de grăsimi, o preepurare a apelor în așa fel încât poluarea să fie redusă la minimum sau să fie eliminată acolo unde se poate, pentru că totuși apa care se scurge de pe asfalt nu este curată. Aici avem zona mediană deja începută, a fost umplută cu balast. Aici avem asfalt turnat pe ambele căi de rulare, după ce s-a așternut balastul stabilizat. Aici chiar încă un strat de asfalt. Aveți o, zic așa, o, să nu intra camioane, să nu, o barieră. Da. Aici mai aveți la lucrările de relocare a utilităților? Da, asta e
drum comunal de la Domnești, care merge spre Țegeș, și lucram la gaz și telecomunicație și, și curent. Da, văd că mai sunt încă, sunt încă două linii electrice, una de joasă tensiune, da, una de medie tensiune. Pus deja postraful acolo provizoriu, să putem să le mutăm la portocaliu. Da. Și când se mută cele două linii? Să puteți să lucrați. Se lucrează acum. Sper maxim în 10 zile, 2 săptămâni maxim să fie gata. Verificăm săptămâna viitoare, peste 2 săptămâni, să dacă ați finalizat. Aici este așternut stratul de balast stabilizat. Canalizarea pluvială la piciorul taluzului este realizată. S-au realizat și casiurile. După ce se finalizează și straturile de asfalt, se va pune și rigola de apostament. Deci, inclusiv un strat de asfalt sau e fără strat de asfalt? Fără strat de asfalt. Acum ajungem imediat unde se asterne asfalt. Așterneți asfalt? Da, da. Aici a fost realizat aluzul cu pământ vegetal, motivul pentru care a crescut deja iarba. Vegetația. Pasaj peste autostradă. Aici sunt cele două conducte de OMV. OMV, ale OMV-ului, care trebuie finalizată relocarea. La fel, urgentați partea asta și cu OMV-ul să închideți zona asta de șantier. Asta e gata de turnat, de armata placa și turnăm de pământ. Ați pregătit, da, și lisele? Da, da. Sunt lisele în pedale. Lisele prefabricate. Lisele prefabricate. Aici balast stabilizat. Aici la fel, da? Da, balast stabilizat și asfalt. Aici las când îl primi înainte. Pe partea dreaptă s-a terminat asfalt. Acum, aici e nouă zonă de organizare de șantier. Aici este și cântarul de care vă spuneam, pe care trebuie să-l folosiți, să cântăriți mașinile. Avem 4 în șantier, nu e unicul. Că ați adus mai multe... Astea sunt nouă, nouțe, așteptam să vină documente, da, și le bagăm imediat la treabă. Numere roșii. Și aici începe asfalt, aici am început ieri cu asfalt. Aici? Da. Descărcat, astea. Astea sunt mașinile de asfalt. Cu asfalt? Da, da. Une cu rața se plece și altele sunt în așteptare. Vezi unde parchezi să nu, unde oprești să nu încurci șantierul? Nu vă faceți. Aici... Nu vă faceți grijă. Bine, nu ne fac grijă. Drept sculcați altele. Oricum a ajuns astăzi. Să coborăm. Nu dai mine, te vede din oglinda. Da, 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 că deschideam eu ușa. Hai, 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 hai. Bună ziua. Ce faceți? Salut. Deci avem două finisoare de asfalt care lucrează. Salut!
Deci cam așa arată și cam astea sunt lucrările pe șantierul A0 Sud Lot 3. Ce grosime e primul strat? Cum? Ce grosime e primul strat? Primul stratul sunt 12 cm, nu se poate asterne total că prea gros, avem probleme cu combatare. Facem 2 straturi, 6 cu 6. E tot stratul de bază. Dar nu am investit. Uita fiar, băi. Nu știu dacă se aude. Ierbe, cum se spune, asfaltul. Cel mai, cred că cel mai frumos miros e mirosul de asfalt proaspăt turnat. Mai ales după ce trec drumurile prin atâtea proceduri ca să ajungă la nivelul ăsta de asfalt așternut. Într-adevăr, e primul strat. Să fie primul strat format în două așterne de 12 cm, 6 cu 6. Acesta este stratul de balast stabilizat, care se transformă într-un fel de beton, dar care este mai flexibil decât betonul clasic. Cam atât pentru astăzi, pentru această zi de vizită pe șantier. Voi reveni la fel, fără să anunț, ca să văd stadiul și evoluția săptămână de săptămână sau chiar mai des la acestui șantier. Sper în continuare să reușim să finalizăm acest lot până la sfârșitul acestui an. Pentru că traficul este unul foarte, foarte intens în această regiune, București-Ilfov, și autostrada de centură, cel puțin acest seminar sudic, va aduce un plus de fluiditate și pe zona de sud și pe zona de nord a capitalei, a centurii capitalei, pentru că va prelua cea mai mare parte din traficul de tranzit. Care, după cum ați văzut, merg mașinile de tranzit și pe pe centura capitalei și pe drumurile județene. Practic, aplicațiile de mobil pentru trafic transformă orice drum județean, orice stradă peste noapte într-un bulevard. O zi bună vă doresc! Să ne reauzim, să ne revedem sănătoși.